Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat astăzi o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească. De această dată s-au prezentat 14 absolvenți de studii teologice care doresc să ocupe un post clerical în cadrul eparhiei și îndeplinesc condițiile canonice, statutare și reglementare bisericești. Examenul de capacitate preoțească s-a desfășurat la Centrul Național pentru Formare Continuă Dumitru Stăniloae din Capitală. Comisia de examinare formată din profesori ai Facultății de Teologie Ortodoxă din București și membri ai Administrației Eparhiale Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La examenul scris, candidații au în vedere anumite subiecte care țin de administrația parohială, lucruri pe care, în mod evident, aceștia le vor întâlni la începutul slujirii lor. Iar în partea a doua a acestui examen, adică la proba orală, sunt verificate cunoștințele de omiletică și catehetică, cele de tipic și liturgică și cele de muzică, iarăși foarte necesare în slujirea unui preot. Foarte mulți dintre tinerii care participă la astfel de examene vădesc o preocupare deosebită pentru slujirea bisericii. Este o bucurie pentru Comisia Arhiepiscopiei Bucureștilor să constate un astfel de lucru, așa cum este o mâhnire atunci când întâlnești candidați care nu arată râvna necesară pentru aceasta. În general, un examen îl ajută pe cel care se înscrie, întrucât înaintea lui oricine, orice participant, își actualizează cunoștințele de teologie, cele de liturgică, de omiletică, catehetică și așa mai departe, astfel încât cei care au terminat cu ani în urmă își aduc aminte de ceea ce au învățat în timpul seminarului respectiv, în timpul studiilor universitare și doresc ca aceste cunoștințe să le împărtășească și altora. Examenul este valabil un an pentru cei care obțin media celor două probe, scris și oral, între 7 și 9, iar pentru cei care vor obține cel puțin media 9, examenul este valabil 2 ani.